Binecuvântat să fie Domnul care ne-a salvat prin Domnul Hristos, prin credința în Cel ce ne-a mântuit și Cel ce a adus eliberare de toate păcatele care ne-au ținut legați, lăudat să fie Domnul. Scumpii mei, dragi frați și sorori, în această seară continuăm studiul nostru biblic în Cartea Romani. Până aici am învățat lucruri frumoase și în această seară o lecție destul de complexă și de dificilă, dar care, dacă Dumnezeu ne va ajuta prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom putea împreună să parcurgem și să înțelegem câteva adevăruri foarte importante vis-a-vis de lucrarea care stă în substratul mântuirii noastre. Vedeți, dumneavoastră, există o expresie în limba engleză: ignoranța este fericire, adică ar vrea să spună ce bine este când nu știi așa de multe lucruri. Ca de exemplu în era noastră acum de COVID în care trăim, gândiți-vă la copiii noștri. Ei nu știu ce înseamnă frica de amenzi, ei nu știu ce înseamnă frica de facturi posibil neplătite, ei nu știu ce înseamnă că dacă tata nu merge la lucru 3, 4, 5 zile, 14 zile, cum e o carantină, asta ar putea afecta situația financiară a familiei, ei nu știu ce înseamnă lipsa de mâncare. Copiii știu că viața merge înainte. Adică pentru ei se aplică această sintagmă: ignoranța este fericire. Când nu știi foarte mult, e mai bine. Ei nu știu cum, doar știu că lucrurile merg bine. Tata vine acasă cu mâncare, mama face mâncare, merg afară, se joacă. Desigur, nu se pot întâlni cu prietenii lor, dar acestea sunt lucruri secundare. Celelalte principale sunt toate în ordine. Frica de ziua de mâine nu este, desigur, în mâna lor, asta stă în mâna părinților. E bine, dragii mei, în special în era noastră foarte modernă, ne-am obișnuit să folosim tehnologii sau aparatură care nu înțelegem aproape deloc, dar ne bucurăm că o putem folosi. Nu-i cunoaștem de subtul, dar o folosim. Nimeni nu înțelege cum este compus telefonul celular care îl folosește. În schimb, îl folosește, înțelege cum să folosească aplicațiile, cum să-l pornească, cum să facă poze, cum să dea un telefon. Mai mult, de fapt, ce se întâmplă în substratul telefonului, în partea tehnică, în aparatura și bordul electric care stă la baza acestui telefon, aia nu-i treaba noastră. Felul cum sunt organizate centrele telefonice și, desigur, aceste towers care sunt puse pentru telefonie, asta nu ne pasă nouă. Nouă ne pasă să meargă telefonul. Cum merge automobilul? Chiar nu ne pasă. Vrem să meargă foarte bine. Când mergem la mecanic, să-l rezolve. Nu-i treaba mea cum merge motorul, câte pistoane are, câți cilindri are, cum arde, ce nu arde, ce trebuie să ardă, cum merge uleiul. Aia e treaba celui care l-a făcut. Eu trebuie să conduc mașina și mașina trebuie să meargă. Și desigur, dragii mei, desigur, în momentul în care începem să înțelegem un pic mai mult despre această tehnologie, sau mai bine spus despre felul în care lucrează, poate dezvoltăm și o apreciere mai mare pentru ceea ce stă în spatele acestor mecanisme care noi le folosim. Vă dau un exemplu foarte practic. În această seară, dumneavoastră beneficiați de o echipă tehnică care stă la îndemâna bisericii să transmită programul online. Dumneavoastră de acasă ați accesat platforma YouTube și puteți să urmăriți programul nostru în confortul casei dumneavoastră, foarte liniștit și foarte cu multă bucurie. De altfel, poate nu vă dați seama ce înseamnă ca să transmitem acest program online. Nu vă dați seama de ce înseamnă munca echipei tehnice de la stații, care trebuie să asigure sunetul să meargă foarte bine și, mai mult, conexiunea dintre stație și platforma live care se transmite de echipa tehnică de la video. Mai mult, nu vă dați seama ce înseamnă cele 4 camere care sunt folosite în adunare și care, prin computerul care le reglează în aceste momente, fratele care ne ajută la partea tehnică se asigură să meargă bine și să capteze imaginea potrivită. Ca să nu mai zic durerea de cap care ne-o creează de multe ori internetul, care uneori cade și uneori merge. Acestea sunt lucruri secundare care dumneavoastră nu le luați în considerare. Dumneavoastră vă bucurați că merge transmisia online. Noi de aici, desigur, mai bine zis, echipa tehnică are stresul constant, sigur că asigure că totul merge bine. Doar când poate un pic se întâmple ceva și ne cade conexia, atunci toți ne dăm seama că a fost o problemă. Ce s-a întâmplat nu știm. Desigur, de arătăm cu degetul spre cei care sunt la partea tehnică pe care noi binecuvântăm din toată inima și spunem: oare ce-au făcut frații? Fără să ne dăm seama complexitatea care stă în spatele acestei lucrări. De ce vă spun aceste lucruri, dragii mei? Pentru că de foarte multe ori nu înțelegem ce înseamnă ceea ce noi folosim. Beneficiem de anumite lucruri, dar nu înțelegem de fapt cum lucrează mecanismul acestor lucruri. E bine, vorbim despre mântuirea noastră, care este esențial să o înțelegem așa cum trebuie. Apostolul Pavel începe Cartea Romani, această lucrare deosebit de complexă și de minunată, și ne
prezintă teza, cum am spus în ultimele sesiuni, din capitolul 1 cu versetul 16. Mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea de mântuire a fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, căci în ea este descoperită o neprihănire care duce la credință și vine prin credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și Pavel stabilește, pentru mine bucurie este Evanghelia lui Iisus Hristos. Această Evanghelie este în stare să mântuie oamenii. De multe ori mergem și facem evangelizări pe stadioane și binecuvântăm pe cei ce fac aceasta. Alte ori vom încerca să ieșim în aer liber să proclamăm Evanghelia. De multe ori încercăm să facem programe fastoase, să atragem oamenii la mântuire. Și noi gândim că dacă facem și sarmale și cozonaci, poate cumva cineva va dori mai mult să vină la biserică. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că nimic nu mântuie oamenii decât Evanghelia lui Iisus Hristos. Și aici, repet, nu vorbim despre Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură găsim Evanghelia. Evanghelia, propriu-zis, este declarația veștii bune că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a înviat pentru că noi am fost socotiți neprihăniți după Scripturi și acum șade la dreapta Tatălui unde ne pregătește un loc să fim împreună cu El. Aceasta, pur și simplu, este Evanghelia. După ce prezinte Evanghelia, Apostolul Pavel condamnă sistematic lumea, cum am spus în ultimele sesiuni, indiferent de locul geografic, de cunoștința intelectuală, de raționamentul intelectual sau spiritual sau religios, sau de orice fel de cod moral îl practică oamenii. Undeva la 20% din Cartea Romani tratează problema aceasta a păcătoșeniei oamenilor. Toți sunt păcătoși, spune Apostolul Pavel. Nimeni nu poate scăpa. Iar în urmă face cea mai splendidă întorsătură din Sfânta Scriptură. După ce ne coboară în această cădere că toți suntem păcătoși, deodată proclamă în Roman 3:21. Dar acum a apărut o neprihănire care vine din Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și vă spuneam ultima dată, după aceste exemplificări ale justificării, adică îndreptățirii, v-am spus care erau binecuvântările justificării. Dacă prin Hristos suntem socotiți, neprihăniți, observăm care sunt binecuvântările. Prima parte a capitolului 5 am tratat această parte, anume am vorbit despre pacea cu Dumnezeu, acces la Dumnezeu, nădejde în încercări, împuternicire din Dumnezeu, salvare de la judecată și chiar bucuria mântuirii. Acestea sunt binecuvântările, efectele, dacă vreți, justificării. Totuși, se întâmplă ceva. Când nu înțelegem, dacă vreți, mecanismul care lucrează sub capotă, de multe ori suntem puși într-o stare în care nu apreciem cu adevărat valoarea a ceea ce noi folosim. Cum vă spuneam de la început, folosim telefonul, dar nu ne chiar mișcă faptul că merge. El trebuie să meargă, așa gândim, fără să ne dăm seama ce miracol tehnologic este în spatele acestui aparat, precum ar fi și transmisia live și multe altele. Mai mult, în domeniul spiritual, faptul că ne socotim sau suntem socotiți neprihăniți prin Hristos, ne poate da un gând de îndreptățire personală și să ne ducă la complacere sau la nepăsare. Păi dacă Hristos ne-a socotit neprihăniți, fain frumos, mergem acasă, ce mai contează? Fără să ne dăm seama, de fapt, ce a însemnat lucrul acesta. Și de aceea, în acest pasaj destul de complex scris de Apostolul Pavel, el vrea să ne explice care este, de fapt, mecanismul justificării. Ce a stat la bază, în substratul mântuirii noastre? Cum s-a efectuat această mântuire? Noi simplu vom spune, Iisus Hristos a murit pe cruce pentru noi și am fost mântuiți. Dar, de fapt, este ceva mult mai adânc ceea ce noi trebuie să înțelegem în această seară și Apostolul Pavel încearcă să ne explice nouă mecanismul care stă la baza justificării noastre. Motivul acestui pasaj, dragii mei, după frumoasele și, desigur, promițătoarele argumente a lui Pavel că Dumnezeu socotește pe cei păcătoși neprihăniți, fără să facă faptele legii sau să facă altceva, unii își pun întrebarea logică. Dar cum poate Dumnezeu salva lumea prin Iisus Hristos? Ne-a locuit pe cruce, dar cum este posibil așa ceva? Și trei adevăruri fundamentale ies din explicația lui Pavel, care noi trebuie să le înțelegem acum când începem să explicăm pasajul acesta. Sunt trei sintagme folosite. În primul rând, sintagma unul.
Veți vedea de mai multe ori expresia aceasta, prin acel unul singur, prin acel unul. Expresia aceasta, unul, Pavel o folosește ca să ne explice despre cei doi reprezentanți ai omenirii, anume Adam, iar apoi Iisus Hristos. Și îndată explicăm ce înseamnă aceasta. O a doua sintagmă care o veți găsi este sintagma împărățit. Precum păcatul a domnit, a împărățit, la fel neprihănirea domnește. Precum Adam și păcatul, așa Hristos și neprihănirea. Și vorbim despre această împărăție pierdută de Adam, iar acum câștigată prin Iisus Hristos. Iar în al treilea rând, expresia cu mult mai mult. Dacă Adam a păcătuit aducând moartea în lume, Hristos cu mult mai mult a adus viața. Dar acest mult mai mult exprimă că Hristos nu doar a reversat greșeala lui Adam, ci a făcut ceva cu mult mai mult decât a fost greșeala lui Adam. Răspunsul la această întrebare și analiza acestor doi capi, dacă vreți, ai omenirii, Adam și Hristos, este scopul acestui pasaj și prin el Pavel ne explică cum lucrează mecanismul justificării. În schimb, observați primul verset. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit și în Biblie scrie puncte, puncte, puncte. Și aici se scrie o paranteză. Apostolul Pavel face o oprire în explicația sa și intră adânc în explicație. Mai apoi continuă că de fapt noi am așteptat că acum să vină răspunsul. După cum Adam, la fel Hristos, am deduce prin următoarele versete. Dar de ce se oprește Apostolul Pavel? Pentru că în această deschidere el face o explicație extraordinară. De aceea, în primul rând, expresia de aceea, ea ne leagă de concluzia ultimului verset din pasajul anterior, versetul 11. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Prin Hristos noi suntem mântuiți, suntem justificați. Cum? De aceea, dacă prin Hristos am căpătat împăcarea, așadar, zice Pavel, acum putem să continuăm să concepem cum prin Hristos harul a intrat în lumea noastră. Și prin Hristos aceasta vine spre umanitate. De aceea, și acum, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Nu-l numește explicit pe Adam, dar mai târziu îl vom vedea explicat de Pavel. În schimb, este învederat. Acel singur om este primul om originar, este omul Adam. Nici Pavel și nici Scriptura nu ne explică despre originea păcatului, de unde vine păcatul. Este cea mai mare dezbatere atât în filozofie cât în teologie, explicațiile răului sau a păcatului, evil, cum zicem noi în limba engleză. De unde a apărut răul în lume? Care este esența răului? Cum lucrează răul în lume? Și filozofia dezbate foarte mult lucrul acesta. Pavel nu descrie de unde a intrat în lume, nici chiar Biblia nu explică originea, dacă vreți, a răului, ci el nu o prezintă ca o forță malefică sau o persoană. Păcatul, dacă vreți, este strict absența binelui. Am explicat aceasta într-o seară când vă spuneam, noi nu putem să măsurăm frigul, cât de rece este afară. Noi din Canada vom argumenta desigur că putem. Uitați-vă cât de rece este afară, că ieșim afară și dârdâim de frig. Dar vreau să vă spun, noi nu putem să măsurăm frigul. Pe scara absolută, în știință numită Kelvin, vom vedea că la minus 276 de grade Celsius, zicem noi, acolo este așa numitul absolut zero. Momentul în care nici măcar moleculele nu mai vibrează. Acolo viața începe să se oprească din existență. La minus 276 de grade Celsius. Este absolut zero. De la momentul acela în sus, începem de fapt să cuantificăm căldura. Cât de cald este? Desigur, este aproape deloc cald. Dar încetul cu încetul noi măsurăm căldura. Frigul nu-l putem măsura. Frigul este strict absența căldurii. La fel, răul, păcatul, este absența lui Dumnezeu, absența binelui în lume. Păcatul nu l-a determinat pe om să încalce voia lui Dumnezeu, ci prin încălcarea voii divine a intrat păcatul în lume.
Cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, zice apostolul Pavel. Omul și-a propus că nu are nevoie de Dumnezeu și în momentul acela s-a evidențiat păcatul în lume. Mai apoi, zice el, și prin păcat a intrat moartea. Domnul a declarat consecința directă a păcatului ca fiind moarte, Geneza 2:17, căci în ziua când vei mânca din el, vei muri negreșit, că vrei, că nu vrei, ai să mori. Și Pavel remarcă aceasta în Roman 6:23, căci plata păcatului este moartea. Toți știm versetul acesta. Inevitabil că vorbim despre păcat, moartea vine lipită cu el împreună. În dezbaterile teologice se discută imortalitatea lui Adam, anume, în grădina Edenului, Adam era nemuritor sau era muritor? Biblia nu explică lucrul acesta, ci ce putem confirma, că odată cu căderea în păcat, destinul lui Adam a fost moartea. Observați Geneza 3:22. După ce omul mănâncă din pomul care n-a fost permis, Dumnezeu spune, acum omul a devenit ca și noi, cunoscând binele și răul, haideți să-l împiedicăm să n-ajungă la pomul vieții și astfel să trăiască veșnic. Desigur, nu putem explica imortalitatea lui Adam premergător de păcat. Un lucru este consecvent. Prin urmare, concludem că imortalitatea lui Adam reședea în ascultarea lui de voia lui Dumnezeu în era edenică. Câtă vreme Adam a rămas în sfera în care Dumnezeu l-a așezat, avea această protecție divină. În urma încălcării poruncii divine, Adam devine muritor. Și deodată observăm că această imagine a lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu din om, ajunge așa de știrbită încât înțeleptul în Eclesiastul 3:19 spune că omul și dobitocul au aceeași soartă. Amândoi se duc la moarte. Măcar că omul era așa numit coroana creațiunii și cea mai măiasă dintre lucrările lui Dumnezeu, deodată prin cădere observăm că omul coboară parcă la nivelul regnului animal. Și aici se observă ce a făcut păcatul din om. Dar acum, dragii mei, vine esența pasajului care este destul de greu de explicat, dar important ca noi să înțelegem. Și acum ascultați. Și astfel, prin moarte, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Întrebare. Câți oameni erau când Adam a păcătuit? Adam și Eva, evident, cei doi. Nu era restul omenirii, dar Biblia spune că toți au păcătuit și moartea a trecut asupra tuturora. Și acum apare această întrebare. Pentru că apostolul Pavel se pare să-l creeze pe Adam ca și capul federal al omenirii, reprezentantul omenirii. Și este o întrebare logică. Ar fi drept ca noi să fim considerați păcătoși din pricina păcatului lui Adam? Este o întrebare logică dacă prin Adam păcatul intră și acum toți sunt considerați păcătoși, se pune o întrebare. Cum se poate, din cauza lui Adam, eu azi să fiu considerat păcătos? Este drept? Și răspunsul este categoric da. Iar mai mult, a fost cea mai bună decizie care s-a luat. Și acum, desigur, devine curiozitatea mai mare. Cum? Adică așa ceva. Dacă fiecare om ar fi fost evaluat individual, dragii mei, nu ar fi făcut nimic diferit de Adam. Cineva va spune, da, eu cred că puteam opera diferit. Dragii mei, gândiți-vă că Adam era în locul cel mai optim posibil. N-avea nevoie de nimic, era în grădina Edenului, beneficia de orice fel de binecuvântare, ba mai mult, avea o părtășie zilnică cu Dumnezeu. Și cu toate aceste lucruri, acești parametri sfinți, Adam încalcă porunca lui Dumnezeu. Noi ne-am măgulit că noi am fi făcut diferit. Nu știu, nu cred. Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar fi evaluat individual, fiecare la rândul nostru am fi căzut același test exact ca și Adam. Anume, rezultatul ar fi fost că fiecare păcătuiam individual oricum. Prin păcatul lui Adam, în schimb, toată omenirea este considerată păcătoasă din cauza a două aspecte. Urmăriți-le împreună cu mine. În primul rând, toată omenirea descinde din Adam. Prin
propagarea ființelor umane, noi înțelegem că sunt aceste trei teorii care descriu cum se nasc oamenii. Există teoria preexistenței, există teoria creației și există teoria transducianismului. Le explicăm pe scurt împreună. Preexistența spune: omul se naște ființă umană din părinți, dar Dumnezeu are un cabinet de suflet în ceruri și când un om se concepe, ia un suflet și îl bagă în trup omenesc. N-avem nicio bază biblică pentru așa ceva. Singura persoană care a existat pe acest pământ și a avut preexistență a fost Domnul Iisus Hristos, care era etern și este etern. El a intrat în sfera noastră umană, dar n-avea început și nici sfârșit. Este singurul preexistent. Oamenii toți se nasc, descind, deci preexistența nu lucrează. Al doilea aspect ar fi că sufletul omului este creat la naștere de Dumnezeu, anume trupul descinde din părinți și Dumnezeu creează un suflet nou, precum la creație la Adam. Din nou, nu avem aici o bază biblică să putem argumenta așa ceva, mai mult avem alte probleme. Dacă Dumnezeu creează un suflet nou, pur, cum adică devine păcătos mai apoi? Și atunci această explicație teologică a transducianismului este cea mai corect interpretabilă, unde atât trupul cât entitatea spirituală este din fuziunea a mamei și a tatei a celor doi părinți. De aceea spunea Dumnezeu lui Adam: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Prin Adam toate sufletele mai apoi au descins de la părintele nostru Adam. Avem aici un argument biblic pentru a arăta acest lucru. Observați Evrei capitolul 7 cu versetul 10. Ni se spune despre faptul că Avram l-a întâlnit pe Melchisedec și a dat zeciuială. Dar observați ce spune autorul către evrei din versetul 9. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avram. Și cum acum? Căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Pare un pic greu de înțeles, dar ce vrea să spună Sfânta Scriptură, până să fie ajuns Isaac și Iacov și apoi Levi, deja în strămoșul lor Avram, în spița lui de neam care avea să descindă, deja exista, dacă vreți, Levi, avea să vină într-o zi. Precum astfel, toată omenirea a descins din Adam și prin păcatul lui Adam a infectat toată omenirea care avea mai apoi să iasă din Adam. Dar în al doilea rând, dragii mei, omenirea moștenește geneticul parental. În Psalmul 51:5 ni se spune că în păcat, zicea David, m-a zămislit mama mea. N-a fost născut ilegitim, ci expresia este că natura păcătoasă, geneticul păcătos a fost transferat de la părinți la copii. Și această natură noastră este una cu totul împotriva legii lui Dumnezeu. Roman capitolul 8 cu versetul 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea, firea, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Carnea aceasta este cu totul împotriva lui Dumnezeu. Dacă vreți un exemplu practic, precum spuneam de multe ori, priviți doar la copiii dumneavoastră. Atât de dragi ne sunt, îi iubim, ne fac viața dulce, uneori și mai grea, dar, dragii mei, uitați-vă la un copil de 2 anișori. Te minte în față. Nu am făcut eu. Dar cine a făcut? Fratele meu, care nici măcar nu e acasă. Dar unde că tu ești singur în casă? Dar nu eu am făcut? Și plânge, spune că nu el a făcut. De unde este născută în ei această stare de minciună, de mândrie, de răutate? De unde apar aceste lucruri? În familii care iubesc pe Dumnezeu și caută pe Domnul și cresc copiii în Domnul, copiii au tendințe păcătoase. De unde? Natura este înscrisă în această umanitate a noastră. Dar acum observați ce vrea să facă Apostolul Pavel. Adam este capul federal, am zice noi, al omenirii, reprezentantul omenirii. Desigur, pentru a discuta de păcate, trebuie să vorbim despre o lege a lui Dumnezeu care este încălcată. Iar de la Adam până la Moise n-a fost nici o lege explicită care oamenii s-o poată încălca. Versetul 13. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Și atunci logica este, dacă nu este o lege, nu se poate ține cont de greșeală. Și totuși,
Păcatul era în lume și dovada că era în lume în aceea generație de la Adam până la Moise a fost moartea. Versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise. Cu toate că nu era o lege explicită care oamenii o încălcau, totuși oamenii mureau după Adam. Citiți Geneza capitolul 5, lista neamului lui Adam. Adam a murit, apoi Set a murit, apoi următorii. Și uitați-vă, toți patriarhii au murit. De ce? Dacă n-au încălcat o lege explicită. Pentru că păcatul era deja înscris în om. Și dovada că în absența legii mozaice oamenii erau considerați păcătoși este însă și în această expresie că oamenii muriau. Chiar peste cei ce nu păcătuiseră pentru călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Adam a avut o regulă singură, să nu mănânci din pom. A încălcat-o și a murit. Dar ceilalți, de ce au murit? Pentru că păcatul era în ei și cu toate că nu era explicit evidențiat, păcatul care se împotrivea lui Dumnezeu cauzea moartea. Toți oamenii sunt păcătoși în Adam. Așadar, în și prin Adam, toată omenirea este considerată păcătoasă, iar prin descendență, natura păcătoasă moștenită, toți păcătuiesc personal, ceea ce face vinovați și pasibili de judecata lui Dumnezeu. Și aici, dragii mei, reșede cheia harului. Dacă Adam este capul federal al omenirii cu privire la păcat din cauza neascultării sale, atunci Hristos devine capul federal al omenirii cu privire la neprihănire și viață prin ascultare. Versetul 14, ultima parte. Adam este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Aceste două persoane devin punctele cruciale în omenire. Adam, punctul păcatului și a morții, Hristos, punctul neprihănirii și a vieții. Și acum ascultați cât de minunat explică Sfânta Scriptură aceasta. Adam, printr-o singură poruncă de respectat, a încălcat-o prin neascultare și a ajuns la moarte. Hristos, printr-o poruncă, avea să meargă la moarte prin ascultare ca să recâștige viața. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iisus Hristos a luat chip de rob, precum Adam era un om, și s-a făcut ascultător până la moarte. Adam, prin neascultare, ajunge la moarte, iar Hristos, printr-o ascultare absolută până la moarte, răscumpără lumea din păcat. De aceea, Iisus Hristos este numit cel de-al doilea Adam, care este un duh aducător de viață. 1 Corinteni 15 cu 45. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Deci, precum Dumnezeu prin Adam a închis toată omenirea în păcat, de la Adam toți sunt păcătoși, prin păcatul lui în ce era în el toți am devenit păcătoși, similar prin Hristos Iisus, toți care cred în El devin neprihăniți. Și aici e taina ca să putem înțelege de ce. Precum noi am argumentat, dar ce am făcut noi să fim vinovați dacă Adam a păcătuit? Răspunsul este, dar ce bine ai făcut să fii socotit neprihănit prin Iisus Hristos. Ei, dragii mei, aici reșede taina, aici se observă acest mecanism al justificării. Adam a păcătuit, aduce moartea peste toți. Hristos a ascultat, aduce viața peste toți care cred. Și atunci, doar pe scurt, ca să putem încheia acest studiu în această seară, haideți să observăm pe scurt cum se reflectă aceste mecanisme ale justificării. În primul rând, este oferit celor mulți, versetul 15, dar cu darul fără plată. Nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți, cu moarte, apoi cu mult mai mult, harul lui Dumnezeu și darul pe care ne-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Dacă prin Adam o singură greșeală a cauzat moartea celor mulți, prin Hristos această ascultare cu mult mai mult aduce viața din belșug celor mulți. Mântuirea este pentru toți care cred în Iisus Hristos. Zicea Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug.
Mai mult, dragii mei, dacă păcatul lui Adam a garantat moartea tuturor care au venit după el, neprihănirea lui Hristos prin ascultarea în fața Tatălui garantează mântuirea oricui se încrede în el. În al doilea rând, mecanismul justificării lucrează pe baza iertării și a restaurării. Versetul 16 și 17. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, ci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Adică observați, printr-o singură greșeală, toți îți considerați păcătoși, pasibili de judecată. Dar prin multele greșeli, care ar fi concluzia logică? Păi toți mergem în iad. Categoric. Dacă unul a greșit odată și toți suntem socotiți vinovați înainte lui Dumnezeu, da, mai când toți 7 miliarde am păcătuit, păi toți mergem în iad. Și observați, prin aceste multe greșeli s-a adus o hotărâre de iertare. Aici, cu adevărat, strălucește harul. În ciuda păcatelor noastre, Dumnezeu aduce mântuirea. Și mai mult, dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Adam a fost pus să stăpânească peste grădina Edenului. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Adică deveniți stăpâni peste el, supuneți-l. Dar dacă Adam și-a pierdut dreptul de a fi stăpân peste Eden și mai mult acum, inversând, moartea a ajuns să stăpânească peste el, prin Iisus Hristos mai mult vom ajunge să domnim în viață cei ce credem în el. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și acestea intrând în noi prin Iisus Hristos, noi ajungem în viața aceasta să fim mai mult decât biruitor, domnind în viață chiar dacă trupul nostru încă este supus morții. Noi prin Hristos am devenit în această lume preoți și împărați pentru Dumnezeu Tatăl nostru. Dumnezeu a făcut prin Hristos aceasta. În al treilea rând, dragii mei, vedem o schimbare a vieții și aici intrăm deja în adâncul mântuirii, în versetul 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Ei bine, dragii mei, dacă prin greșeala unia toți am fost infectați cu păcat și fire păcătoasă, prin ascultarea unuia singur și prin hotărâre de iertare, noi am primit o neprihănire care acum dă viață. Și aici deja intrăm în transferul de la justificare la sfințire. Dumnezeu nu ne-a socotit neprihăniți doar legal ca să ne lase în firea noastră pământească și păcătoasă și El numai așa să treacă cu vederea peste noi. Nu, 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 nu. Prin Iisus Hristos, hotărârea de neprihănire dă viață. El schimbă natura noastră. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Tare mă tem că dacă ești creștin, așa numit în adunare, de 40-50 de ani și în viața ta nu s-a schimbat nimic de când te-ai botezat, eu am o mare întrebare, oare chiar ești mântuit sau nu? Sună dur, sună poate crud, sună poate amenințător să spui așa ceva, dar dragii mei, observați ce spune Biblia, dacă prin păcatul lui Adam toți sunt infectați, toți păcătuiesc. Prin Hristos, oare nu toți merg înspre viață, înspre neprihănire? Dacă El ne justifică, ne creează cadru să devenim oameni noi, adică schimbă viața noastră. În al patrulea rând, ascultarea absolută, versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Prin ascultarea Lui primim neprihănirea. Dar mai mult, credeți că El a murit să asculte El pentru noi, ca noi să ne ascultăm nimic? Cine aude aceste cuvinte ale mele și le studiază, le citește, le memorează,
și le face, îl voi asemăna. Ei bine, dragii mei, prin neprihănire, prin justificare, prin această lucrare, mecanismul ne creează cadrul să ascultăm de Dumnezeu. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește din ceruri. E foarte posibil să mergem către Dumnezeu, dar să n-ascultăm. Prin justificare în această lucrare a mântuirii, prin mecanismul acesta primim capacitatea să ascultăm de Dumnezeu, ca în ultimul rând să se vadă înmulțirea harului. Ba încă și legea a venit pentru ca să mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit în moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos Domnul. De ce a venit legea? Noi gândim că legea a fost primul atentat al mântuirii și când acesta n-a mers cum trebuie, a venit al doilea atentat prin Hristos. Asta este cea mai eronată gândire, dragii mei. Legea n-a fost o modalitate de mântuire. Nici unde nu veți găsi în Sfânta Scriptură că legea avea scop mântuitor. Ba încă auziți, legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. A venit ca să dovedească păcatul din calea afară de păcătos, să facă omul să strige ca Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și atunci legea l-a împins pe om să caute un mântuitor, ca prin harul înmulțit în urma multelor păcate, noi să căpătăm îndurarea prin Iisus Hristos. Aceste două persoane devin de căpătâi pentru omenire. Precum Adam a dus lumea la moarte, Hristos a dus lumea la viață. Și îngăduiți-mi să închei cu un exemplu care comentatorul Warren Wiersbe spunea atât de minunat, în felul în care noi putem să privim acest exemplu în viața practică a unor oameni din Vechiul Testament. Regele Saul a fost un om ales de Dumnezeu, dar care și-a pierdut vrednicia din cauza păcatelor sale. Prin urmare, oricine l-a urmat pe Saul a ajuns să meargă în bătălie și să moară. A dus Israelul înspre pieire. Regele David a fost ales ca un înlocuitor al lui Saul, un om după inima lui Dumnezeu, și oricine l-a urmat pe David a avut de mers prin pustie, a avut pierderi, a avut greutăți în acei ani ai pregătirii împărăției. Dar când David a intrat în împărăția lui Israel, toți acei care au fost cu el au intrat în biruință. Ei, această exemplificare ne arată ce se întâmplă. Toți care se nasc în Adam sunt precum cei care au fost cu Saul. Merg înspre moarte, în firea păcătoasă, merg înspre moarte. Toți care se nasc prin Hristos se renoiesc, Dumnezeu îi sfințește, îi curăță, le dă capacitatea de ascultare, de supunere, de har din partea Lui, îi socotește neprihăniți, le schimbă viața și în parcurgerea vieții acesteia, prin văi, prin greutăți, prin toate, așteptăm împărăția care va să vie, în care vom stăpâni o veșnicie împreună cu Iisus Hristos care ne-a mântuit. E bine, dragii mei, aici reședă mecanismul justificării. În baza acestei lucrări putem argumenta cum Dumnezeu l-a folosit pe Hristos să ne spele pe noi. Dacă printr-unul singur toți am fost socotiți vinovați, vrednici de moarte și de păcat, printr-unul singur toți suntem socotiți neprihăniți, cu toate că n-am făcut nimic încă. Și de aici El ne va ajuta să facem. Și de aici parcurge mai departe Pavel să ne explice cum ar trebui să vedem acum relația între păcat și viața creștină. Până atunci ne rugăm Dumnezeu să pună în mintea noastră acest gând al lui Dumnezeu și, precum zicea Pavel, să fie și noi acest gând care era în Iisus Hristos, al smereniei absolute. Dragii mei, dacă aceste cuvinte nu ne duc la închinare înaintea Lui, eu nu știu ce mult mai așteptăm. Show-uri fantastice, lucruri minunate, eu cred că aceste cuvinte ne dovedesc măreția lui Dumnezeu. Fără să fi făcut noi ceva, de la moarte ne-a dus la viață prin Iisus Hristos Domnul. Aceasta ne duce la a ne închina cu adevărat înaintea Lui și zic: Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.